a început să meargă Petru pe apă și să vină către Iisus. Putea să meargă în altă parte? Nu. Păi dacă la Iisus l-a chemat, Doamne, poruncește-mi să vin la tine. Dar poate că în timp ce mergea pe apă și se gândea cum poate el să facă aceasta cu trupul căzut, cu trupul firesc, stricat, alterat, se pare că Dumnezeu i-a arătat și varianta cealaltă. Fără de mine nu puteți face nimic, chiar dacă biruiți, în numele meu veți birui. Deci numai în numele meu veți birui. Numai în numele meu veți învinge. Numai în numele meu veți scoate dragi. Numai în numele meu veți tămădui bolnav. Numai în numele meu veți izgoni duhuri necurate. O spune Hristos, nu o spun eu. Și în numele meu puteți merge pe apă. Putem învinge lumea aceasta, cum spune Evanghelia lui Matei. Dacă n-ar scurta Dumnezeu zilele acestea, de pe urmă nimeni nu s-ar mântui. Dar vedeți, timpul aleargă fără să ne întrebe, iar nouă ni se pare că e foarte ușor, chiar dacă azi e greu. În schimb, mai avem un singur avantaj. Avem îngerii numiți stăpânitorii, care trec printre toți balaurii lumii aceștia, care tulbură apele lumii și marea acestei vieți, și îi potolește să nu facă mai mult rău decât este îngăduit. Adică un rău care se verifică. Noi suntem într-o verificare, suntem într-un permanent examen de verificare a celor patru virtuți cu care s-a născut omul și trebuie să le cultive pe parcursul vieții. Deschideți Filocalia 4, mergeți la Ioan Carpatinu și găsiți acolo prudența. Nu te arunci ca vita cu capul în laț sau în ghilotină. Te uiți atent ce se întâmplă în jurul tău și tragi concluzii. Nimeni nu-ți poate lua libertatea. Libertatea e dar divin. Vrei o libertate altruistă? Câștig-o. Spală-te pe cap cu ea, ca să-i vezi rezultatul mai târziu. Vrei o libertate cinstită? Rămâi cinstit. Și nu-ți va lua nimeni libertatea. După prudență vine bărbăția. Avem bărbați din punct de vedere biologic, fătălăi cu comportamentul. Nu fătălăi, cum le spune asta Budeanca, ci fătălăi în sensul că sunt niște fricoși care nu iau decizia, nu mă bag, nu mă interesează. Pe toți nu ne interesează, dar toți o să tragem aceeași belea. Era o istorioară veche, o găsisem cândva, poate am mai spus-o, îmi cer scuze dacă se repetă. O mare boieroaică, o femeie de mult suflet, care avea o vilă foarte imensă și nu mai avea ce face cu ea, a vândut-o unui mare boier. Și pentru că boieroaica era singură și nu avea urmaș, avea în ograda ei un purcel pe care îl îngrijea doamnele țin căței. Un cățel avea și ea, o pisică avea și ea și un șoricel care se plimba liniștit prin conac fără probleme. După ce a venit noul proprietar, a făcut niște lucruri care nu s-au făcut până atunci niciodată. A legat vaca la iesle, a băgat porcul în coteț, cățelul în laț, pisica într-un perimetru permis, cum se spune, și șoricelul i-a pus o travă. Și-a venit șoricelul la pisică și i-a spus acolo unde era închisă, să știi că nu-i bine de noi, ceva se întâmplă, nu mă interesează, ăsta îmi dă mâncare, mă ține bine, nu-mi lipsește nimic, eu mă simt liberă. Șoricelul a plecat indignat și s-a dus la cățel. Bă, fratele, noi eram cândva liberi și fericiți. Ție-ți place viața asta în lanț? Nu mă interesează, am coteoabă, nu mă ninge, nu mă plouă, am mâncare, am ce-mi trebuie, nu mă deranjează, sunt liber. Liber cu lanțul la gât. S-a dus la purcel. Băi, fratele, băi, ție-ți place așa viața asta închis? Știi cum era stăpâna noastră de demult? Nu mă interesează, mi-a pus paie, e curat, nu mă plouă, nu mă ninge, nu mă bate soarele. Am grăunțe câte vreau, am furaj cât vreau, mănânc și dorm, sunt liber. S-a dus la vacă și i-a spus, Doamna Mu, ce faci? Tu cândva umblai liber în toată ograda conacului, pășteai pe unde vreai, te duceai la umbră, unde îți plăcea, beai apă de unde vreai, îți place să stai legată.
Nu mă plouă, nu mă ninge, mi-este bine, nu-mi lipsește nimic. Stau aici, am iarbă cât îmi trebuie, am apă cât îmi trebuie, stăpânul mă pere, mă mulge, o duc fericită. Nu mă interesează problema ta. Și șoricelul a spus, eu am să plec de aici, dar voi n-o să ajungeți bine. Ești prost, nu te poți adapta noilor forme de viață, nu te poți adapta noilor ordine, nu vrei să fii în rând cu toată lumea, nu vrei să fii în rând cu normalitatea, nu vrei să fii în rând cu noul, nu vrei să fii în rând cu progresul, n-ai decât să te duci să trăiești singur în sălbăticie cât îți place. Și zis și făcut, șoricelul a sărit gardul și s-a dus în adâncul pădurii și a văzut de treaba lui și a schimbat domiciliul. Între timp, stăpânul casei s-a gândit că cel mai bun lucru ce ar trebui să-și aducă el la casă este un șarpe otrăvitor pe care îl lăsa prin casă, că dacă intră vreun hoț, să-l muște pe nesimțite. Numai că hoțul într-o zi a fost soția lui, pe care mușcând-o de moarte, el a alergat repede la un medic, așa, și mai era și o găină în ogradă, că uitasem de găină, care ciocănea grăunțe și făcea ouă. Acum găina era într-o cușcă de asta, tip baterie, cu apă la buton, cu mâncare la buton, doar trebuia să-și lase ouăle la sufragiu, care pică printre gratii jos și le culege. Și i-a spus și ei, ție-ți place ce se întâmplă, soră? Nu mă interesează cât timp nu mă plouă, nu mă ninge și am mâncare. Așa și noi, de atâta protecție socială și de atâta bine ne-am învățat așa, ce dacă îmi dă ajutor social, dacă am servici, dacă am loc de muncă, dacă nu-mi lipsește nimic, ce să-mi bat eu capul? Păi îți bați capul din două motive, că tot ce e natural e natural și tot ce e artificial e artificial. Banca ta depinde de salariu, salariul depinde de locul de muncă, locul de muncă depinde de patron, patronul depinde de legea statului, legea statului depinde ce cere și ce face. Și acum, cred că 50% care au trecut m-au întrebat, părinte, ce fac? Trebuie să-mi dau demisia, că uite, dacă nu fac cu tare lucru, nu mă mai primește la lucru. Nu știu, zic, nu eu hotărăsc aici, este hotărârea vieții dumneavoastră, nu mă bag eu să dau sfaturi pripite și necioplite. Și doctorul a spus, cea mai bună la ora actuală este o zeamă de găină. Și a tăiat găina și i-a făcut femeii zeamă. Femeia nu și-a revenit în urma tratamentului. Și a zis, domnule, este bine să te pregătești de un parastas. Femeia ta va muri, i-a spus medicul. S-a dus rapid la preot și preotul i-a spus, fă-i o mormântare frumoasă, taiești tu un purcel, fă acolo o pregătire din asta sofisticată și o să chem satul, Dumnezeu să o ierte. Și a tăiat purcelul și a făcut parastas, dar știind lumea că e bogat și nou în sat, a venit atât de mulți că a trebuit să taie și vaca. Concluzia a fost că nemai având vacă să hrănească pisica, a trebuit să o ducă de acasă și nemai având ce să fac cu cățelul, că era o grada pustie, a trebuit să-l ducă și pe ăla la hengherie, cum să dă ei la padoc. Și casa a rămas cu un om și cu un șarpe. Așa și noi trăim astăzi, cu oameni și cu șerpi. Oamenii legii care împrăștie șerpi peste tot. Și așa că trebuie să fiți foarte atenți să nu ajungeți să pustiți tot în jurul vostru din nepăsare. Las că e bine așa, nu lipsește nimic. Libertatea naturală nu poate fi îngrădită niciodată. Este unică și irreversibilă. Ia să vedem ce spune Evanghelia. Petru vede vântul și se teme. Și noi ne temem, că e firesc să te temi odată ce ești om. Să n-ai teamă de demon, că n-are putere, nu va da Dumnezeu toiac păcătosului să lovească soarta dreptului, dar dreptul să nu facă fără de legi. Și să nu ai teamă că Dumnezeu nu veghează. Dar dacă începi să te temi de cei din jur, începi să-ți fie frică și dacă ți este frică, te ia panica și psalmistul spune așa, s-au temut de frică unde nu era frică. În zadar păzește străjerul cetatea dacă Domnul nu va o păzi. În zadar vii tu să împarți sănătate cu forța dacă nimeni nu-i bolnav. Nu există sănătate mai presus de sănătate. Există sănătate cu imunitate, atâta tot. Restul ce îți dă Dumnezeu? Bolnavul caută singur spitalul, pușcăriașul caută singur pușcăria,
cel ce are de cumpărat caută singur supermarketul, croitorul, dacă are cineva nevoie de haine, intre singur în croitorie, dacă cineva are nevoie de medicament, merge singur în farmacie, dacă cineva are nevoie de papuci, merge singur la încălțăminte, dacă cineva are nevoie de ochelari, merge singur la optică, deci nu vine cineva să-ți facă cu forța haine, ochelari, hrană și toate celelalte din prejurul vieții de cotidiene de zi cu zi. Deci este bine să fiți un pic atenți și nu cumva să vă tratați și de sănătate în mod forțat. Să fiți un pic atenți și cu luare aminte. Când a văzut că se scufundă, a strigat, Doamne, scapă-mă! Și noi suntem în poziția de a striga, Doamne, scapă-mă! Dar de ce? Că noi nu mai știm de ce să scăpăm. Sunt patru într-o familie. Mama umblă cu mască și la toaletă. Fixa face baie cu tot cu mască. Ginerile stapă în grădină cu tot cu mască, iar nepotul merge cu mașina singur în mașină cu mască. O fi o situație de oameni tâmpiți sau o fi o situație de oameni cu creierul spălat? Care din ele? Că nu se știe. Deci se pare că noi ne tratăm de sănătate. Deci atâta timp cât tu nu arunci spre Domnul grija ta și nu ai nădejde în Dumnezeu și nu vrei să crezi că Dumnezeu poate să dea viața și moartea, că El hotărăște cine trăiește și cine moare, ești în cea mai mare înșelare. Unii nu s-au tratat și trăiesc, unii s-au tratat și au murit, unii se vor trata și vor muri, alții nu se vor trata și vor exista. Asta e incertitudinea vieții. Noi nu putem să ne punem de-a curmezișul Dumnezeu. Noi cum spunem când doctorul nu reușește ceva? Malpraxis. Nu-i malpraxis, s-a terminat filmul. La să spune la englești. Hey, end. Deci, te-ai dus spre sfârșit că acolo te-a chemat stăpâna vieții, care este moartea. Și Dumnezeu o trimite cu lista să te caute. Și dacă nu o cauți tu, te caută ea. Era un mare calif, tăia între trandafiri, avea o moschee personală, avea un palat din ăsta ilustru, umbla numai în mătăș, se îmbalsama numai în uleiuri scumpe, se spăla numai în băi cu trandafiri, avea numai slugi. Și într-o dimineață s-a sculat de noapte și s-a dus printre trandafiri și s-a uitat în stânga, în dreapta și vede moartea cu coasa. Fă nebună, ce cauți aici? Am venit ca să te iau, s-o crezi tu? S-a îmbrăcat rapid și a pus șalvarii, turbanul, caftanul, sabia la brâu, s-a suit pe cal și taiul la Meca.